voi, cei din comunitatea ROC, ați primit o lovitură serioasă cu Colectiv și știu că voi ați făcut și o piesă, ați scris-o, ați făcut și un videoclip, Corupția ucide, da. Și ați pierdut mulți prieteni acolo, inclusiv unul dintre cei care au filmat videoclipurile Alex tale. Alex Pielba. Da, e, nu știu, o neputință și o revoltă care continuă. N-a răspuns nimeni pentru ce s-a întâmplat acolo. Sunt convins că nu există niciun interes să răspundă cineva. Timp de 2 luni de zile au controlat toate barurile și toate terasele și au dat câteva amenzi pe unde au avut voie să dea amenzi. După care, iată, vrei să ne plimbăm pe Centrul Vechi, prin București? Și să vedem unde sunt clădirile alea cu avize, ISU și așa mai departe? Că dacă trântești tu și acad pe tine. Următorii ani sunt niște ani morți în care trebuie să existe niște oameni care cumva doar să păstreze flacăra aprinsă, știi? Pentru puștanii ăștia care vin din spate și consider eu că cumva o să facă o altă lume. Consider că ei sunt cumva dintr-o altă specie. Mi se pare că sunt la un alt nivel față de noi. Sunt mai deștepți, sunt mai frumoși, sunt mai activi. Și crezi că muzica rock ar ajuta să aibă o coloană aia vertebrală de care avem nevoie? Nu vreau să fac concertele noastre să fie politice sau îmi doresc să-i fac să uite de școală, de acasă, de rate, de probleme. Vreau să vină și să se bucure, însă nu trebuie să adormim totuși în legătură cu ce fac băieții sus.